Ana Bogdan a urcat 33 de locuri în clasamentul mondial, după ce a jucat finala WTA la Varșovia. Acesta ocupă poziția 75, cu 780 de puncte. Jucătorul românit a fost învins duminică în finala turneului de categoria WTA 250 de la Varșovia, de către atletul francez Caroline Garcia. Scorul a fost 4-6, 1-6. Cel mai bun jucător clasificat din România este Simona Halep, pe locul 16, cu 2415 puncte. Irina Camelia Begu a coborât un loc și este în 34, cu 1384 de puncte. Iar Sorana Cerste a coborât un loc și este 36, cu 1330 de puncte. Jacqueline Cristian rămâne în anii 70, cu 832 de puncte. Simona Halep debutează astăzi în prima rundă a Washingtonului, pentru a le întâlni pe Cristina Bucșan Spania, jucător cu origini ale Republicii Moldova în WTA 123. Meciul dintre Simona Halep și Cristina Bucșa va avea loc luni și va începe, potrivit organizatorilor, la ora 19. Cei doi jucători de tenis nu au jucat niciun joc unul împotriva celuilalt. Pentru Simona Halep, acesta este primul joc după ce semi-finala a jucat la Wimbledon 2022. Pentru Simona Halep, obiectivul principal este US Open. Simona Halep este favorita celor trei pentru a câștiga US Open, după Iga Swiatek și Naomi Osaka. Dar acolo sus, români născuți la Constanța va participa la turneele de la Washington, Toronto și Cincinnati. În top 10 WTA nu au fost modificări în comparație cu săptămâna precedentă. 1. Iga Swiatek, 8.396 puncte. 2. Anett Kontaveit, 4.476. 3. Maria Sakkari, 4.190. 4. Paula Beidosa, 4.030. 5. Unese Jabeur, 4.010. România are 5 jucători în top 100. Ceilalți 3 sunt Irina Camelia Begu în 34, Sorana Cerstea în 36 și Jacqueline Cristian în 70. În ierarhia dublă, doar 4 români sunt în primele sute. Monica Niculescu, 40, Elena Gabriela Ruse, 57, Irina Bara, 58 și Raluca Olaru, 60.